Valentin Sinescu nu vrea să riște nimic în meciul cu Gloria Bistrița și va trimite în teren cel mai bun 11 în ciuda faptului că formația pe care antrenează a evoluat 120 de minute în urmă cu 4 zile în Cupa României. De-a lungul timpului am constatat un lucru. De câte ori urma în perspectivă apropiată un meci important și s-a recurs la această strategie de a menaja câțiva jucători, au apărut probleme. Nu îmi permit acum să risc să facem pași greșiți, să intrăm într-o degringoladă și să anulăm tot ce am clădit până acum. Tehnicianul Astrei spune că va încerca să-și mobilizeze jucătorii și le va cere să evolueze ca și până acum, pentru că orice ezitare din teren l-ar putea face pe adversar să profite de acest lucru. E un meci dificil pentru că e o partidă în care, din păcate, nu avem decât de pierdut. Dacă va fi să fie așa cum ne dorim cu toții un succes, acesta va fi contabilizat ca un fapt firesc. De aceea sper să reușim să recapacităm jucătorii după un interval așa de scurt de timp, nici 96 de ore de la partida din Giulești. Sper să reușim să ne valorificăm aturile, să ne impunem. Importanța jocului a fost evidențiată și de jucătorii Astrei. Takayuki Seto crede că victoria este capitală pentru ca echipa să rămână pe locul secund, în timp ce Andrei Mureșan, fost jucător la Gloria Bistrița, vrea ca și după acest meci Astra să rămână în coasta Stelei. Ca Bistrița e un loc letogradabil, dar un meci foarte important pentru noi, ca să ținem în locul 2. Și trebuie să câștigăm neapărat acest meci. Am avut momente foarte plăcute la Bistrița, dar acum sunt la Astra și vreau să-mi fac datoria și să câștigăm cele 3 puncte. Mai ales prin prisma faptului că suntem pe locul 2 și vrem să fim la meciul cu Steaua în spatele lor cât mai aproape de ei. Partida dintre Astra Giurgiu și Gloria Bistrița va avea loc luni pe Arena Marina Anastasovici, cu începere de la ora 19. Aceasta va fi arbitrată la centru de George Rădulescu din București, ajutat la cele două linii de Sebastian Stoianov din Constanța și Cristian Marchidanu din Brăila. În tur, Astra câștiga cu scorul de 2-1.